Bună, fetelor! Astăzi am revenit cu produsele terminate. Am să le iau random, pe ce pun mâna, le-am împrăștiat pe toate aici. Încep cu aceste bețișoare pentru urechi. Au fost 200 de bucăți. Am terminat o pastă de dinți de la Colgate. Mi-a plăcut, însă acum mi-am cumpărat ceva ce am mai avut odată și îmi place și aceea foarte mult. Aici am terminat un șampon uscat de la Balea, însă mi l-am cumpărat înainte să mă vopsesc blondă și pentru culoare mai închisă la păr, însă mi-a plăcut foarte mult. Am mai terminat un alt șampon uscat de la Avon, Advanced Techniques. Acesta mi-a plăcut foarte mult și mirosul și mi se părea mult mai bun ca și acesta de la Balea. Am mai terminat un gel pentru mâini, Today, e de la Penny. Mi-a plăcut pentru curățarea mâinilor, a fost ok. Am mai terminat o cremă de corp, Today, Tomorrow, Always. Mie îmi place foarte mult această gamă, și parfum, și cremă, și gel de duș, toate. Mă uit să văd, este, da, crema, am crezut că e gel de duș, am avut și gelul de duș. Am mai terminat aici de la Avon Care cu nucă de cocos, un gel de duș. Și acesta mi-a plăcut mult. Ce mai e, o grămadă de deodorante. Am terminat de la Dove, două cu castraveți. Așa, le recumpăr mereu, îmi plac, sunt foarte bune. Și mai am unul full size, mare, tot de la Dove, însă cel cu capac albastru, dacă nu mă înșel, da. Îmi place și acesta foarte mult și am zis să mai schimb mirosurile, că deja m-am prea obișnuit cu primul cu castraveți. Am mai încercat unul de la Nivea, nu mi-a plăcut atât de mult, însă mi-a plăcut mult cum era ambalajul și am zis că e și gratis, 33%. Aici niște lame de la Carrefour, 10 cu 2 lame, nu sunt atât de bune, însă le-am luat pe grabă, să zic așa, dar și-au făcut treaba. Aici ce am, Cherish, nu, am așa, am avut set, așa, și cred că un deodorant cu bielă ce îl folosesc acum, și am aici spray-ul. Acesta așa. Îl cunoașteți? Mie îmi place mult Pur Blanca. Foloseam și înainte, folosesc și acum. Am terminat și crema de corp, tot de la Pur Blanca. Ce mai am aici? Aici mai am o cremă care mai are puțin în ea, să zic, de jumate. Însă deja o am de foarte mult timp, e mare și sincer să fiu, m-am săturat de ea. Era cu glicerină pentru unghii și mâini. Mi-a plăcut și mirosul, a fost ok, însă deja m-am săturat de ea, alta, am alta ce eu folosesc. Aici am un deodorant cu bilă de la Cherish, adică vreau să zic, eu înainte nu foloseam aceste deodorante cu bilă, însă l-am primit cadou și chiar mi-a plăcut, nu știu de ce înainte nu foloseam, însă îmi plac, sunt ok. Acum îl folosesc pe cel de la Pur Blanca, l-am avut la set cu acestea două, dacă nu mă înșel, eu nu mai știu. Am mai terminat aici de la Gerovital, Stop Acne, un gel spumant, purifiant. Mi-a plăcut că a fost cu pompiță, însă nu mi-a plăcut că avea ceva particule așa mărunte și nu știu, nu-mi plăceau. Eu îl puneam pe un burețel din ăla pentru față și mă spălam pe față, însă nu mi-a plăcut atât de mult, dar a fost în regulă. Îmi spăla fața bine. Aici am mai terminat un parfumel din acesta pentru geantă, Little Red Dress. Îmi place mult toate parfumurile din gama Little Black Dress, Little Red Dress, White Dress și ce mai e. Pentru că s-a terminat vara, am terminat și eu acest produs pentru plajă. Îmi place mult mirosul. E gata. Îmi place și textura, chiar e ok, hidrata pielea, mă și bronzam, deși eu am un ten foarte deschis, își făcea foarte bine treaba.
L-am recumpărat și sub formă de spray, însă pe acela nu l-am terminat, mai am puțin în el. Aici am avut dischete de amachiante, dacă nu mă înșel. Da? Sunt de la Ola. Au fost ok, însă acum mi-am recumpărat alte dischete de machiante din aceleași ovale, mai mari un picuț. Și chiar îmi plac și acelea. Aici am avut 120 de bucăți. Au fost ok, eu le folosesc pe acestea și cele de la Bella. Aici sora mea și-a cumpărat un șampon, însă ei nu-i făcea bine părului și de aceea mi l-a dat mie, de la Yves Rocher, pentru anticădere păr. Pot să zic că chiar mi-a făcut foarte bine părului, având în vedere că are ingrediente naturale. Mie mi-a plăcut foarte mult, chiar am observat o modificare, să zic așa, a părului. Chiar îmi place acest produs, acest șampon de păr. Apoi tot de păr, dacă suntem la păr. Opa. Am terminat acest spray pentru soare, să zic așa, protecție solară, tot de la Advanced Techniques Avon. Mi-a plăcut foarte mult, pot să zic eu acum, pentru că m-am vopsit blondă, am zis că am nevoie de ceva mai multă protecție. Da, folosesc și din acestea, așa, din când în când, mai ales acum că a fost vară și așa. Și am așa două pachete, acestea Tampax, de la Discreet Compact, nu știu, eu am mai fost în Italia și am văzut ceva în genul acesta de tampoane, să le zic așa, cu ceva pumpiță, ce, în fine, da, nu prea-mi place mie să vorbesc despre ele. Aici am mai terminat absorbantele zilnice de la Discreet, mie îmi plac foarte mult, le cumpăr și pe acestea și în altă gamă, gen albastru și ce mai au ei. Și aici prietenul meu a terminat un șampon Head & Shoulders, care el îl folosește de foarte mult timp și face bine părului. Și cam atâta. Produsele mele sunt terminate. Ne vedem data viitoare într-un alt videoclip. V-am pupat! Pa, pa!